Bunic! Bunica! Ce, Sabrina? Ce? Bunic! Mama nu crede că asta tu mi-ai dat mie bani! Care bani, Sabrina? Care bani? Bunica, adu-ți-te rog frumos aminte! Ieri, aici pe canapea, tu mie mi-ai dat bani pentru un nou telefon! Tu ai spus că asta bunielul Vasile ți-a lăsat! Și tu mi-ai dat mie ca să-mi cumpăr telefon nou! Ții minte! Nu, eu nu ți-am minte, nu! Bunica, te rog frumos, adu-ți aminte! Bunica, te rog! Tu mi-ai dat mie bani pentru nou telefon! Da, adu-ți tu aminte, te rog, bunica! Sabrin, dar de unde la mine bani, Sabrin? Eu nică n-am, Sabrin, eu tot la mama ta îi dau, Sabrin, tu înțelegi? Nu, eu n-am bani, eu nică nu ți-am dat, nu, Sabrin, nu. Ce, mam? Ce e acolo? Doamne, pentru ce mi-e asta? Bunica spune că nu i-a dat Sabrinei niciun fel de bani. Și ce înseamnă asta? De unde eu atunci a luat bani pentru telefon? Bunica, nu cum așa, nu te rog frumos, adu-ți aminte! Asta doar tu mi-ai dat mie bani pentru noul meu telefon, bunica! Bunica, dar te rog, spune ceva, nu de unde tu mi-ai dat acești bani? Tu de la mama i-ai luat, da? Ea crede că asta eu am luat banii ei pe care ea îi strânge deoparte, dar eu nici măcar nu știam că ea are bani puși deoparte, înțelegi? Bunica, nu spune, te rog frumos, că asta tu i-ai luat, eu doar nu am luat nimic, tu mi-ai dat banii! Eu n-am furat niciun fel de bani, eu n-am furat nică! I-a furat, Cristinuța, i-a furat! De unde încă mai poți ai atâția bani? Tu știi măcar cât costă acest telefon? A furat? De la tine? Da, eu m-am uitat. În locul în care eu țineam banii strânși, ei nu mai sunt acolo. Înseamnă că i-a furat de la mine. Înseamnă că propria fiică a furat de la mine banii ca să-și cumpere telefon. Vai de mine! Cum? Eu așa niciodată nu aș face! Niciodată! Cum să furi bani de la propria ta mamă? Da, asta e clar. Măcar o fiică normală am. Dar Sabrina asta e oaia neagră a familiei. Bună, tu Vasile a venit, sfârșit. Bun, Vasile, și așa greu, Vasile. Ia că am uși el tata să povestească. Eu doar sunt gurănică, nu știu. Ia că te întreabă pe bunel tău, Vasile. El tot știe la noi, tot știe. Bunica, dar ce-i cu tine? Nu este aici niciun fel de bunel, bunica. Ce-i cu tine, bunica? Oi, tu și nu mă izghi așa, și așa bătrână. Of, da, lasă, Vasile, n-o certa, lasă. E n-o vrut. E mai gine salută-te cu bunel tău. Uite, o venit doar el, dacă tu ai să faci așa, nică n-a să-ți povestească, nică n-a să-ți povestească. Bună ziua, bunelul Vasile. Iac-t așa, bravo, iac-t amu, ieșel întreabă pe bunel tău, Vasile, de unde eu banii am luat? Dacă are-ți poziție bună, ați-ți povestească, dar dacă nu, apă nu știu. Vasile. Nu, eu cu siguranță o să-mi ies din minți de grabă. Eu vorbesc cu aerul ca o nebună. Te rog, bunelul Vasile, spune-mi, de unde bunica a luat banii? De unde? Vasile spune că el niciodată n-a luat bani străini. Niciodată el bani străini n-a luat. Asta a noștri bani au fost, a noștri. El a lucrat toată viața și-a pus la o parte. Și iată, banii ăștia puși deoparte au fost pentru mormântarea mea. Când mă duc și eu pe lumea ceilaltă, iată, de acolo eu ții bani și ți-am dat. Dar mai gine nici nu-ți dădim. Of... Pentru ce mi-e tot asta, Doamne, pentru ce? Mam, dar tu cum ai pedepsit-o pe Sabrina? Uf, Cristina, nu știu ce spun întrebările astea, până când eu nu știu, până când pur și simplu am luat telefonul și i-am zis că din casă nu o să mă iasă până nu-i dau eu voie. Și gata? Mamă, tu ce? I-a furat bani de la tine!
Pe mine erai de mult să mă pui în colț, pe toată ziua și cu mâinile în sus. Dar ce trebuie să fac, Cristina? Ce trebuie să fac? Să duc în casa de copii sau poate să sun poliția? Să chem poliția și să mă jărui, a? Dar eu cred că ea trebuie să spele vesela toată luna. Pentru că pentru ea asta o să fie cea mai strașnică pedeapsă. Ea urăște să spele vesela, urăște. Nu, eu nu așa educație v-am dat. Eu altfel v-am crescut, altfel v-am educat. Tu doar nică nu înțelegi. Tu nică nu înțelegi, Sabrina, nică. La mine câte prieteni au murit de singurătate acolo, la casa și de bătrâni, la creșă. Și pe mine acolo să mă dăie dacă să afle că eu bani am. Dacă să afle, să-mi iei bani și să mă ducă la creșă. La toți bătrâni și ea. Uf. Punica, dar ce-i cu tine? Nimeni nu are de gând să-l dea la casa de bătrâni, înțelegi? Asta este casa ta tot, tu trăiești aici. Nimeni pe tine nicăieri nu o să te dea. Tu aici o să rămâi, bunica. Cum tu nu înțelegi? Eu doar te-ți știu. Doar te-ți știu, Sabrina, nie câtă bunel ta vasel te-a povestit. Eu doar știu că fica mea mai mică s-a dus, a plecat și-a dat jumate de apartament numai ca de mine să n-aibă grijă. Am săturat-o, eu am săturat-o. Și dacă ia câte mam ta a satur de mine, păi mă duci la casa de bătrâni și gata. Și am să mor acolo singură. Doamne ferește, asta e ceva. Da, nu mă așteptam de la Sabrina așa ceva. Cât de șmecheră este. Ea a găsit banii chiar și în noua ta ascundere, ascunzare, în locul unde tu ascunzi banii. Ce? Păi, tu dar mereu ascundeai banii în dulap. Păi da, da, ca întotdeauna. Dar nu de mult tu ai luat banii din dulap și i-ai ascuns în noptieră. De asta și zic, cum Sabrina a putut să-i găsească? Asta ce înseamnă? Că ea a căutat special? A umblat prin hainele, prin lucrurile tale? Strașnic. Da, da, eu am uitat, da, eu doar am schimbat banii cu locul, doar i-am pus în altă parte. Doamne ferește! Sabrina, ajută-mă, te rog, Sabrina! Tu, te rog, nu-i să luăm mama de bunel tău Vasile! Nu-i spune că la mine vine bunel tău Vasile! Că e deodată să mă dăie la casa de bătrâni deodată! Dar el acolo la mine n-a să vină! El la mine n-a să mai vină! Și nu-i spune că eu am bani, te rog, Sabrina, nu-i spune! Că mamă ta deodată mă dă la casa de bătrâni deodată! Eu niciodată nu am crezut că voi face parte din așa nebunii, sincer! Eu degrabă o să-mi ies din minți împreună cu tine, bunica! Mai că tu de bătrânețe ți ieși de minți, dar eu de nebună! Uf, Sabrina, uf, ajut-mă, te rog, Sabrina, te rog! Ajut-mă, Sabrina, ajut-mă, te rog! Măcar ultimii ani să-i trăiesc! Dacă mă duc la casa de bătrâni, la mine acolo, bunel tău Vasile nu mai vii! Dar eu fără bunel tău Vasile n-am să pot! Uf, n-am să pot fără bunel tău Vasile! Eu deodată am să...